Iubiții mei, ne aflăm astăzi în cea de-a doua zi a sărbătorii coborării Duhului Sfânt, de aceea vă propun ca astăzi, la gândul zilei, să mai zăbovim puțin asupra semnificațiilor acestei sărbători. Recitind textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, text care descrie coborârea Duhului Sfânt în ziua 50-mii, mi-a atras atenția în mod deosebit un verset, versetul 16, care ne spune că în răspunsul pe care Apostolul Petru îl dă uh, celor care sunt cumva martori la eveniment și sunt nedumeriți de ceea ce se întâmplă sub privirile lor, da, în răspunsul acesta Petru le spune, <coughs> oamenii nu sunt beți cum vă închipuiți voi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. Aceasta este ceea ce a fost pus prin prorocul El. Probabil că i-ar fi fost mai la îndemână lui Petru să facă referire la promisiunea lui Isus, aceea că după ce se va înălța la Tatăl, va trimite, îl va trimite pe mângâietorul în lume, însă probabil că o astfel de promisiune nu avea o relevanță prea mare pentru toți acei iudei și prozeliți veniți din toate colțurile Imperiului cu prilejul sărbătorii 50 și care probabil nu au ziseră deloc sau prea puțin despre acest Isus, despre învățătorul din Iudeea. Însă, Apostolul Petru face aici trimitere la alte așteptări, la alte promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut evreilor de-a lungul secolelor. Erau toate niște promisiuni care aveau să se împlinească în momentul sau în ziua când Dumnezeu avea să-L toarne, să-L trimită în lume pe Duhul Său, care să locuiască în inima oamenilor. Evident, Petru aici se referă la profeția din Ioel, poate cea mai reprezentativă, însă sunt și alte promisiuni care vizau, după cum spuneau, co spuneam, coborârea Duhului Sfânt în lume. Nu vom înțelege pe deplin semnificația cinzecimii dacă nu vom... Cunoaște aceste promisiuni care au născut în inima evreilor de-a lungul secolelor niște așteptări concrete cu privire la venirea Duhului Sfânt în lume. Înainte de asta, însă, aș vrea să observăm că în Vechiul Testament, după cum ne spunea și ieri fratele Emil în predica sa de la Biserică, găsim scris că anumiți oameni au beneficiat de prezența Duhului Sfânt în viața lor. Într-un fel ne întrebăm dacă nu cumva aceștia au furat startul cinzecimii și ne întrebăm dacă experiența lor este un fel de 50 personală da? înainte de evenimentul 50 -mi. E bine, răspunsul este unul negativ și vom vedea mai târziu și de ce. E bine, ca să nu mai lungim vorba, aș vrea să vedem că erau Trei categorii, în principal, de oameni care au beneficiat de prezența Duhului Sfânt în viața lor. Este vorba de profeți, care aduceau mesaj din partea lui Dumnezeu, un mesaj supranatural, vorbeau din partea lui Dumnezeu, erau un fel de mesageri sau de purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu pentru cei din vremea lor, atât pentru cei din poporul lui Israel cât și pentru celelalte națiuni. Apoi erau, profe, erau preoții care primeau ungerea divină pentru a face un alt fel de slujbă de data aceasta, și anume aceea de a-i reprezenta pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Un lemnul cu care erau ei unși pentru uh, slujbă reprezenta, bineînțeles, uh, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care era peste ei sau ar fi trebuit să fie peste ei. Uh, exemplu poate cel mai uh, reprezentativ aici este cel al lui Aron care face ispășire pentru popor la un moment dat chiar riscându-și viața și așezându-se cu cădelnița în mână între cei loviți de urgia lui Dumnezeu și cei care încă nu fusese răloviți și Dumnezeu a ținut cont de mijlocirea lui Aaron și astfel poporul rămas neatins de urgia lui Dumnezeu a scăpat cu viață. Cea de-a treia categorie era reprezentată de regi, de conducătorii politici al lui Israel. Aceștia primeau la rândul lor ungerea sfântă. Iar rolul lor, cel puțin cel pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru ei, era acela de a se asigura că legea este respectată, este ținută pe întreg întinsul țării, și de aceea ei trebuiau să aibă o copie a legii <coughs> din care să citească mereu și la care să mediteze mereu. Însă, uitându-ne la experiența cu Duhul Sfânt a acestor oameni din Vechiul Testament, Înțelegem că ea este diferită de ceea ce are loc la cincizecime și după aceea cu toți cei care cred în Domnul Isus Hristos. Experiența lor cu, cu Duhul lui Dumnezeu este una limitată din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, doar unii din popor sunt privilegiați și beneficiază de prezența Duhului Sfânt în viața lor, în al doilea rând, prezența aceasta este una limitată. Expresia biblică este că Duhul Sfânt venea peste un om, îl împuternicea să facă o anumită slujire, dar nu era o, o, o prezență permanentă în viața celui om. În plus, Dumnezeu putea să retragă, să ia Duhul Său cel Sfânt cu totul de la o anumită persoană și vedem că asta s-a întâmplat cel puțin în cazul lui Saul. De aceea David se roagă adesea Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. În fine, prezența Duhului Sfânt în viața lor nu producea o schimbare radicală a vieții, nu producea ceea ce am numit astăzi, în limbaj nou testamentar, o naștere din nou, pentru că asta nu era posibilă fără jertfa ispășitoare a Domnului Isus. În acest context, Duhul Sfânt, Dumnezeu, de fapt, face niște promisiuni care toate s-au împlinit, așa cum spuneam, la cinzecime. Pe de o parte Dumnezeu promite că într-o zi tot poporul va fi alcătuit din profeți, din preoți, din regi sau dacă vreți reprezentanța împăratului împăraților în lume și apoi promite că primirea Duhului Sfânt de către oameni va avea un rol transformator profund pentru ei. Da? Aș începe cu cea de-a doua promisiune și nu voi zăbovia asupra ei. Dumnezeu promite, de exemplu, prin Ieremia că va veni ziua când va face un nou legământ cu poporul, un legământ care va presupune uh, scrierea uh, sau întipărirea poruncilor lui Dumnezeu, nu pe niște table de piatră, ci pe inima poporului, pe inima oamenilor. Iar, uh, iar uh, profetul uh, Ezechiel uh, continuă în, în, în aceeași direcție și spune că această întipărire a legii în inima oamenilor și transformarea dintr-o inimă de piatră într-o inimă de carne avea să se facă prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl avea să-l toarne asupra poporului. Găsim asta în, Ezechiel, capitolul 36, versetele de la 25 la 27. Și Apostolul Pavel reia aceeași idee în Roman, capitolul 8, unde arată că legea nu putea să fie împlinită în afara ajutorului venit din partea Duhului Sfânt, da? pentru că firea pământească uh, făcea imposibilă împlinirea perfectă a legii fără ajutor divin. Însă, atâta vreme cât suntem călăuziți de Duhului Dumnezeu, născuți din nou prin Duhului Dumnezeu și ascultăm de Duhului Dumnezeu, legea este în mod desăvârșit împlinită în noi. Duhul Sfânt aduce o viață nouă în cel în care locuiește. Revenind la acea de-a doua promisiune foarte importantă și care vizează de data asta lucrarea noastră, aceea că într-o zi tot poporul va fi alcătuit din preoți, din profeți și din regi sau reprezentanți ai împăratului, împăraților, adică ai lui Dumnezeu, <coughs> vedem în Vechiul Testament că Moise, de exemplu, visează la ziua în care tot poporul avea să fie format din uh, proroci. Tot poporul avea să fie, dacă vreți, format din mesagerea lui Dumnezeu sau din purtător de cuvânt ai lui Dumnezeu. În acel episod cu Eldad și Medad, două, două căpetenii care nu vin la adunarea convocată de Moise dar care rămân acasă și profețesc acasă, momentul în care Iosua vine și spune Domnule Moise oprește iată că profețesc, tu ești profetul trimis de Dumnezeu, atunci Moise spune aș vrea ca tot poporul să fie format din profeți și Dumnezeu asta promite în Ioel capitolul 2 text citat de Apostolul Petru în predica de la cincizecime și anume că în zilele din urmă Duhul Sfânt avea să fie turnat peste orice făptură peste femei și bărbați până și peste robi și peste roabe, peste tineri și peste vârstnici, astfel încât ei să aducă mesaj din partea lui Dumnezeu, să fie purtători de cuvânt al lui Dumnezeu. Asta spunea Hristos înainte de a se înălța la Tatăl, le spuneau ucenicilor că vor primi puterea Duhului Sfânt astfel încât să fie martori, să fie binevestitori, să vestească Harul lui Dumnezeu într-o lume atât de uh, căzută și de deznădăjdită. Însă primirea Duhului Sfânt... Uh, sau venirea Duhului Sfânt peste oameni avea să îi transforme pe aceștia într-o comunitate de preoți. Asta promisese Dumnezeu în vechime, Isaia, capitolul 61, un text mesianic. Acolo spune la un moment dat Dumnezeu voi, voi vă veți numi preoți, versetul 6, ai Domnului și veți fi numiți slujitoare Dumnezeului nostru. Dacă veți citi contextul, veți vedea că îndeplinirea acestei slujbe preoțești are de a este în legătură cu popoarele din prejur, cu popoarele care nu îl cunosc Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu promisese că va veni ziua în care nu doar câțiva izraeliți vor îndeplini slujba de preot, ci tot poporul va fi preot în relație cu oamenii necredincioși, cu lumea întreagă de căzută. Asta s-a întâmplat la Cincizecime: Când Duhul sfânt coboară și îi unge, ca preoți, dacă vreți, pe ucenici, și o face și cu noi astăzi, astfel încât noi să intermediem între Dumnezeu și lume, în sensul reprezentării lumii înaintea lui Dumnezeu, în sensul mijlocirii pentru lumea de căzută. Noi nu mai suntem preoți în relație unii cu alții, în comunitatea de credincioși, pentru că toți suntem preoți, ceea ce numim preoție generală, toți avem acces direct la Tatăl, nu mai avem nevoie de un mijlocitor între noi și Dumnezeu, însă noi suntem puși ca mijlocitor între noi și lume. Și apoi Dumnezeu mai promisese în Deuteronom capitolul 16 că dacă poporul rămânea în ascultare de Dumnezeu, avea să stăpânească peste toate națiunile din jur. Această stăpânire nu, era una de, nu trebuia să fie una despotică, ci mai degrabă era o expresie a stăpânirii suverane, suverane a lui Dumnezeu asupra tuturor împărăților pământului și asupra întregului uh, univers. De fapt, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în perioada apostolilor, ca și minunile de astăzi și semnele miraculoase de astăzi, sunt tot mai expresii ale domniei suverane a lui Dumnezeu peste întreaga lume și sunt, niște pregust, este, sunt o pregustare, dacă vreți, a instaurării împărăției milenare, împărăției veșnice când Dumnezeu însuși va domni și orice durere, orice suferință, orice lip, toate lipsurile, da, vor fi eradicate, vor dispărea pentru că Dumnezeu va stăpâni în mod suveran. Toate aceste lucruri sunt uh, prezentate foarte bine și uh, foarte pe scurt, mult mai pe scurt decât am reușit eu să fac astăzi de către uh, apostolul Petru, cel care predică la cinzecime. de data asta în întâia sa epistolă în capitolul uh, 2 de la versetele 9 unde el spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, de ce? Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care Uh, o dinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătase durare, dar acum ați căpătat îndurare. Iată așadar, dragii mei, că și de data aceasta, când sărbătorim coborârea Duhului Sfânt peste noi, ar trebui să avem așteptarea ca Dumnezeu să toarne din Duhul Sfânt peste noi o, o nouă măsură de har și de îndurare și de putere, astfel încât nu doar viața noastră să fie transformată și să fim născuți din nou și crescuți în cunoașterea lui Dumnezeu, lucruri foarte bune de altfel, ci să ne îndeplinim misiunea pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru noi în lumea aceasta: aceea de a fi purtătorii lui de cuvânt, profeții ai lui, vestitori ai harului său pentru lumea de căzută, aceea de a fi mijlocitori sau preoți între Dumnezeu și lume, să reprezentăm lumea de căzută și să mijlocim pentru cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și apoi, prin lucrările miraculoase pe care credem că Dumnezeu le face și astăzi în lume, însoțind cuvântul său cu putere, cu semne și cu minuni, să ilustrăm pentru lumea aceasta de căzută ce înseamnă de fapt Domnia suverană, veșnică a lui Dumnezeu și ce va presupune Domnia veșnică pe care El o va instaura peste întreaga Creație, așa cum ne rugăm de fiecare dată: Vie împărăția ta, facă se voia ta, precum în cer. Așa și pe pământ. Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră, cu o dorință nouă și proaspătă de a fi împuterniciți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, însă să nu așteptăm ca această împuternicire să ne aducă nouă niște beneficii personale. Dincolo de acestea, să ne dorim ca, odată primită puterea din partea lui Dumnezeu, să fim niște martori vii Lui, să fim niște mijlocitori pentru lumea de căzută și, de asemenea, să fim uh, niște reprezentanți ai împăratului împăraților în lumea în care trăim și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta amin